Bună seara, dragii mei! Continuă etalarea pe care am întrerupt-o, știți bine, că s-a auzit bateria descărcându-se. A trebuit, evident, să treacă ceva timp ca să o încarc. Între timp am mai făcut și eu una alta. Poate că asta e și ideea. Trebuie să vă concentrați. Unul dintre voi, vedeți, pentru cum rezonați. Trebuie să vă concentrați pe muncă. Să întrerupeți această conexiune. Ca să... E interesant. Deci va consuma bateriile. Ori acest personaj simte că și-a consumat bateriile și vrea să întrerupă. A pus capăt. Da. Simt că... Dar, repet, vedeți, vedeți, am rămas unde... Vedeți, am rămas unde... S-a întrerupt. Simt că acest personaj... Ori... conștientizează, depinde unde este, vedeți voi unde este, conștientizează că a avut un comportament distorsionat și încearcă, ar vrea și ar dori să se transforme. Și ar dori pentru că a venit cartea invers. Totuși ceva negativ. A zis un masculin distorsionat a existat. Ori, voi doamnelor, dacă conștientizați, v-ați dat seama în această așteptare, că personajul cu care ați avut de-a face a fost egoist, cu gând doar la sex, distracții, băutură, călătorii și alte lucruri, dar în mod special, repet, această energie toxică, sexuală, program, mental, blocant. Și față de ei și față de voi. Dacă sunteți Nu contează bărbați, femeie. Unii dintre voi v-ați simțit, repet, puși în așteptare 7 de monede. Ați fi vrut să investiți, dar ați rămas cu așteptarea. Cu așteptarea și cu un consum de energie, pentru că aici este gândul. Ori al vostru, ori al lor referitor la voi sau... Repet, vedeți, găsiți-vă poziția, pentru că eu nu vreau muse să jignesc pe cineva, dar eu descriu niște gânduri, da? Consideră că s-a terminat bateria, că a depus prea multă energie, a muncit prea mult și a așteptat eventual prea mult rezultatele muncii și eforturilor sale. Interesant. Acest personaj stă și se gândește dacă mai merită. Nu întâmplător, după 10 de băte, s-a întrerupt bateria. Nu întâmplător, știți bine, o fi Mercur retrograd, nu o fi... Deși cred că este, că numai nu stau să urmăresc tot timpul aspectele planetare, nici eu nu citesc pentru mine, nu dau în cărți la orice mișcare, ar fi culmea. Dar o energie obositoare, așa simt, obositoare. Atracția nu zic că nu este. Dar vedeți voi, central, acest personaj stă și se gândește. Aici, da, este magnetism. Sunt emoții puternice, dar de fapt ei ce își doresc sau ce au nevoie de dragoste adevărată. Au nevoie de emoții echilibrate. Și se pare că aici nu le găsesc. Sau nu le-au găsit, pentru că s-a consumat energia, s-a muncit, poate că ei au muncit, repet. Pentru unii simt și altfel mesajul. Pentru unii simt și altfel mesajul. Poate că ei conștientizează, deși încă n-am văzut asul de spade, dar, sau un tur, sau ceva, sau soare, ceva care să-mi spună, sau judecata, n-am văzut încă că ar conștientiza dacă ei sunt, au fost în această poziție și acum încearcă să se schimbe. Nu am văzut totuși ceva, o conștientizare a unui comportament negativ. Aș tind să cred, nu că e o trezire și dorința de a se transforma și de a deveni persoane echilibrate emoțional, de a se reconstrui, ci simt că acest personaj se simte consumat, simte că a depus prea mult efort, că a muncit doar el, doar el, doar ea, da? Și a așteptat, și a așteptat, și a așteptat. Și e cazul cu lumea și 10 de monede să pună capăt și să se reorienteze, interesant.
Parcă regele de cupe privește într-o altă direcție. A spus, parcă văd și un preot cu o cruce în mână. Posibil vrea să se reorienteze într-o nouă direcție care aduce stabilitate valetei de monede. Păstrează dragoste necondiționată, ok, dar își dorește echilibru emoțional și un nou proiect. Poate să fie și un alt personaj cu care vrea să comunice, vrea să comunice cu un personaj echilibrat emoțional, dar până acum nu văd. Și repet, nu întâmplător a apărut această imagine, chiar dacă a venit invers. Chiar dacă această poziție poate să sugereze faptul că se detașează. Da? Că se detașează, pentru că nu-și dorește să fie înghițit, da? Consumat energetic de această vibrație. Poate un personaj din trecut care influențează relația voastră, voi știți. Dar trebuie să fiți sinceri. Dacă știți că de fel ați vrut doar o chestiune trecătoare, acest personaj nu pare să fi vrut o chestiune trecătoare. Totuși, ați ales o aripă. Și aripa, în general, sugerează o aripă de înger, chiar dacă e neagră. Aripa sugerează spiritualitate într-o formă sau alta. Clarificând totuși valetul de monede și regele de cupe. Am așa o energie foarte grea. Nu pot să descriu în cuvinte când fac această etalare la acest număr. E o energie grea. Valetul de monede și regele de cupe. Clarificăm valetul de monede. Valetul de monede vrea să studieze. Interesant, poate cineva vrea să studieze teologia? Sau psihologia? Ca să înțeleagă comportamentul uman după o asemenea experiență? Interesant, ia uite ce e aici. Dar sunt multe cărți, dar vedeți o trădare, o dragoste trădată. Dragoste trădată. Unul dintre voi a avut calități de vindecător și celălalt de răpitor. Interesant ce a venit? Luna. Confuzii, secrete, mistere, frici. Da. Acest personaj știe că sunteți suflete perechi. Dar nu înseamnă că dacă ești suflet perechi, gata, e totul roz și frumos, da? Unul întotdeauna poate să fie mai mic sau mai neevoluat și celălalt mai înțelept. Da. Probabil că și dorința pentru bani, jobul sau chiar familia a întârziat, a influențat într-un mod negativ. Repet, nu întâmplător a venit această carte. Ar trebui să o vedeți mai des, da? Ca nu cumva să vă distrag atenția cărțile și așteptarea aceasta care apasă și simt, v-am zis, e o energie care apasă. Da, cu luna și cu regele de cupe și-ar dori să studieze psihologia. Psihologia mamei și a copilului. Mama și copilul. Teologia, da? Filozofia, să înțeleagă niște lucruri pentru unii dintre voi. Sau poate voi, nu știu, e o chestie tulbure. Este tulbure, ca și apele acestea, tulbure. Și cum poți să vezi cât ai încercat, câte cărți ai scoate, cum poți să vezi în această tulburare? Hai să vedem totuși, poate ceva mai primim la intenții. Poate acest personaj încearcă să lucreze cu intuiția sa, încearcă să-și asculte.
intuiția. Ce gândești? Că aveți secrete? Că sunt lucruri care nu, încă nu pot fi înțelese, pentru că sunt neexprimate. Pentru unii posibil să fie... un copil, un tată, un copil, o mamă confuză. 10 de monede, că tu vorbeam, tată, mamă, copii, familia. Intenția, 10 de monede. Soare, în sfârșit apare totuși ceva care exprimă o trezire, o înțelegere a unor lucruri. Ce intenționează? Ce intenționează? Ce intenționează? Și luna iar. Și luna iar, marele preot. Sunt câteva cărți care sugerează familie tradițională. Ia uite, o poveste de dragoste. E o poveste totuși de dragoste, în care iar apare 9 de cupe și spânzurată. Și magicianul. Nu, așa împreună, una lângă cealaltă, mie îmi sugerează confuzie emoțională. Cum am spus și mai devreme, sub altă formă, da? Și totuși dragoste este. Se vede și la regele de cupe. Euforie, euforia e una, dragoste e alta, dar sunt stări. Sunt stări. Pentru unii, posibil, ori voi, ori ei, să fie și căsătoriți sau familia să influențeze. Dar am vorbit totuși de mamă, tată, copil, ar putea să fie o căsătorie și cineva să fie atras în afara căsătoriei și să-și dea seama că trebuie să muncească, să depună mult efort pentru a manifesta această atracție. Greoaie, greoaie etalarea aceasta. Și sincer, cu acești rechin, chiar nu pot să zic că mă inspiră într-un mod plăcut, într-un mod plăcut. Energia nu e prea grozavă. Și aici o chestiune de reciprocitate. Cum poți să fii... să oferi? Și din cauza... nu, mai bine zis, din cauza că nu poți să oferi... la două persoane în același timp, trebuie refuzată o persoană și păstrată eventual relația tradițională. Acum, dacă ați fost refuzați, voi știți. Dacă voi ați refuzat, iar tot voi știți ce s-a întâmplat. Intențiile sunt de a înțelege în primul rând soarele, da? De a înțelege. Aceste confuzii emoționale, aceste secrete sau probabil da, cineva vrea să studieze, voi sau ei, unul dintre voi ar trebui să studieze aceste aspecte. Da, știu, ar trebui să vorbesc despre ei, ce gândesc ei despre voi. Dar eu simt o energie grea aici. Intențiile sunt să rămână într-o relație stabilă, tradițională. Dacă voi aduceți schimbarea, exuberanța, o nouă lume, posibil să nu fie încă pregătiți. Își doresc fericirea, își doresc să înțeleagă lucrurile, dar deocamdată le e frică pentru că s-au obișnuit așa. Posibil și asta. S-au obișnuit
să muncească, să facă bani pentru relații, pentru casă, pentru familie. Și aici ar putea să fie, repet, trezirea lor. Să înțeleagă că, de fapt, am zis, mama, o mamă, emoții din partea mamei au preluat o frică de emoții sau o frică de ceva, tatăl, iubitor, protector și un copil. Dar e o atmosferă confuză acolo, dacă e căsnicie, pare confuză, pare epuizantă și totuși, intenția deocamdată rămân în acest 10 de monede, alături de tradițiile, educația pe care au primit-o, pentru că asta le oferă stabilitate. Și intenția, repet, este să se facă lumină. Și cred totuși că valetul de monede asta sugerează studiu a ceva, pentru că valetul de monede este un student, într-o formă sau alta. Ar putea la teologie, la psihologie, în zone care țin de vindecare sau neapărat să te duci la facultate, să citești, să te documentezi. Pentru că sunt lucruri de înțeles din viața voastră, din viața lor. Iar vedeți unde sunteți, pentru că este greoaie. Chiar dacă a venit soarele, în intenții își doresc să se bucure, să vibreze. Pentru că probabil că acest as de bâte și nouă de cupe e atras, nu? E o tentație, e atras, dar provoacă la o schimbare. Eu așa simt. Așa simt. Și v-am spus sau nu știu dacă v-am spus, dar înainte să se închidă, da, ați văzut că au fost momente de tăcere înainte să se închidă bateria și iar chestia asta nu e o întâmplare. Și 10 de bâte pentru mine înseamnă baterii arse. Energie pe minus. Hai să vedem cum acționează acest personaj. Cum acționează acest personaj? Iată, doi de spade, se gândește. Poate că nici nu comunică cu doi de spade. Interesant, e o balanță aici, sau mi se pare mie. Bine, doi de spade ține de zodia balanței. Poate că blochează ceva. Cum acționează? Hai să vedem cum acționează acest personaj. Cum va acționa? 6 de cupe. Meditează. Regele de spade iar vrea să înțeleagă. 8 de spade, un program mental. Iar o diferență de perspectivă. Unul vrea să muncească, are opțiuni, vrea să crească, vrea să-și împlinească destinul, celălalt este prins în niște frici, blocaje mentale. Cum acționează? Soarele. Interesant. Ce se întâmplă? Și aici zero, nebunul și magicianul. Interesant. Dar nici soarele nu sugerează acțiune cât trezire. Dacă intenționează să trezească și să vadă, se va întâmpla. Se va întâmpla această trezire. Pentru că și-o dorește. Dom'le, vreau să înțeleg ce este. Dar asta într-o perioadă de tăcere, de inactivitate sau neimplicare, blocaj într-o formă sau alta, eliberare de această apăsare. Șase de cupe. Iar nici șase de cupe nu înseamnă
foarte mult din punct de vedere al acțiunilor, ci mai degrabă o comunicare telepatică, empatie, încearcă să înțeleagă, să simtă. Că avem regele de cupe, care și el este plin de compasiune în fața fricilor și confuziilor altora, eventual. Mai dăm o carte pentru doi de spate și șase de cupe. Pentru unii și-ar dori, vedeți, există o frică totuși. Frică de a comunica ce simt, emoțiile, de a comunica ce vrea, care vrea o relație stabilă, care vrea, da? Că intenția este 10 de monede. Poate să fie frica lor de a comunica, vedeți. Dar, repet, rechinul, chiar dacă e invers, nu-i de bine. Nu-i de bine. Chiar dacă e de trecut, chiar dacă a avut de-a face cu un personaj negativ și e foarte crispat, foarte precaut, sau poate el, ea a fost așa în trecut și vrea să se schimbe și... Ori, repet, dacă voi știți că a fost o energie toxică, ar fi detașarea de această toxicitate. Și soarele arată dorința de lumină. Da? Poate că își vor găsi și credința. Doi de spade, ia. Tarife cu doi de spade. Doi de spade. Asta văd. Ar vrea ori să se detașeze de situație, ori să vină înspre voi, dar este întreruptă aceasta. Deci tendința de a veni este întreruptă de importanța alegerilor. Doi de spade și îndrăgostiții ambele sugerează alegeri, momente importante în care personajul se gândește, încearcă să înțeleagă ce trebuie să aleagă. Și își blochează singur sau singură dorința de a veni înspre voi eventual. Pentru că iar apare turnul, soarele, trezirea și separarea. E clar că este separare lună. Sunt multe cărți care sugerează separarea. Dar această separare aduce trezire mai devreme sau mai târziu și niște decizii foarte, foarte importante. Doi de cupe, asul de bâte. Operatul. Simte că e atracție, simte că sunteți suflete perechi, doi de cupe, șase de cupe, dar există dorința de control a uneia. Poate împăratul să fie chiar acest rechin, doritor de control. Șase de cupe. Iar, interesant, doar pe una o iau, că celelalte, cea care este cu fața în sus. Este roata norocului, dar interesant că a venit invers, da? Deocamdată nu se acționează. E interesant. Celelalte care erau cu fața în jos aveau ca și început Marea Preoteasă. Iar secretele, acest personaj încearcă, are nouă de spade, se gândește, încearcă să se conecteze la intuiția sa, să încearcă să înțeleagă și va înțelege. Va înțelege pentru că are de două ori soarele. Va înțelege ce are de făcut. Dar deocamdată ca și acțiuni se cam stă pe loc. Roata norocului a venit invers.
Poate că uneori are tendința să meargă în trecut la un fost, la o fostă. Iar un alt mesaj, 6 de cupe, sugerează și un fost, o fostă. Și diavolul cu, mi-aduc aminte, diavolul cu cavalerul de cute poate să fie iar diavolul fost, fostă. Un fost, fostă aventurier și din cauza, sau aventurieră, și din cauza aceasta lucrurile se manifestă greu pentru că nu există încredere. Nu există încredere. Iar faetonul, singura carte care sugerează mișcare, este blocat de turn, de separare, de trăsnete, de fulgere, de tulburări în lume, de, eu știu ce mai sunt, războaie, crize alimentare, financiare și ce mai fi, care participă și acelea adaugă, da, problemele financiare, adaugă la aceste momente foarte dificile, așa cum mă simt și eu acum în timpul etalării, o energie foarte crispată. Momente dificile. Ce să aleagă? Ce să fac? Cum să vină? Uneori ar veni hodorul într-un brusc și ar manifesta acești îndrăgostiți. Adică fericirea în cuplu, dar lucrurile încă nu sunt înțelese. Ia. Unul e plin de vervă, altul este blocat mental. Am senzația cu 2 de 8 că sunt două persoane diferite. Unul e plin de energie, unul e solar, altul este stresat. Unde sunteți, vedeți. Dar, ca și acțiune, se pare că deocamdată, până la următoarea etalare, nu pare să se acționeze într-un mod prea evident. Se simte, se înțelege, se gândește, se alege, se cântărește, se analizează. Nu ca regele de spade, dar în felul său. Aștept de la voi detalii pentru că această etalare a fost foarte, nu știu, noroc cu soarele de 2 ori. M-a mai bucurat apariția acestuia ca și intenție și ca viitor. Dar nu este. E ceva ce scârție. Deși s-a început frumos. Cam asta este numărul 3. Cei care ați ales, parcă aceasta era ultimul număr, da? Această cruce persană. Pentru unii dintre voi, am ales acest set de cărți, că e cu albastru și cu roșu. Ce gândește. Pentru unii dintre voi, ori personaj, ori voi, ori personajul, unul dintre voi este atras de cultura orientală, de geometrie, da, de geometrie, de astrologie, de filozofie, nu să ai teologie, cât geometrie. Se dorește comunicarea foarte mult și stabilizarea, găsirea unei fundații. Uf! Interesant. Songlines, eu citeam songlines, versuri de sau versuri de ce, de cântec sau ce? Orca, numărul 30. Ia să mă și uit. La capătul setului de cărți, fluturele, transformarea, apropo, da, era cât pe ce să zic, dar m-a ajutat acum această carte, da. Sunt 2 cruci, 4 și cu 4 înseamnă 8, transformare, da. Da. Aș vrea totuși, unde e? La această orcă să mă informez un pic în instructajul lor, pentru că e important. Important. Mi se pare că este nevoie de
Interesant. Ce spune așa? Song Lines. Spune că tu călătorești în linia ta de sânge, să zicem. În lumea ancestorilor tăi, a străbunilor tăi. Dar, sau mai bine zici, ori călătorești, ori faci parte dintr-o anumită linie. Ești atras, poate, faptul că sunteți atrași, unul dintre voi, de această zonă orientală, poate, sugerează că faceți parte dintr-o anumită familie de sânge, de, eu știu, tradiție, cultură. Dar totuși nu uitați că sunteți individuali. Sunteți indivizi care vă creați singur destinul. Caută o comunicare mai bună cu familia, hrănește-te pe tine și exersează grija de tine la modul extrem. Împărtășește-ți talentele cu ceilalți. Acesta ar fi acest personaj. E cu alte cuvinte. Da, acest personaj trebuie să se transforme, să iasă din proiecții, din secrete. Să-și descopere individualitatea, să-și descopere talentele. Cel care se gândește, sau cel cea care se gândește la voi. Aici este energia acelui personaj, da? Poate că întâlnirea cu voi îi ajută. Poate, repet, voi aveți ceva cu una din culturile orientale, persoane indiene, chineze, japoneze, de care vreți voi, orientale, arabe, da? Și voi, prin educația voastră, adăugați un alt soi de stabilitate. Deci este un fericel în viața lor. Îi ajutați să-și descopere individualitatea, interesant, să iasă din anonimat și să iasă din linia aceasta a familiei, pe care probabil că au încercat să o manifeste ca niște oameni de bun simț, dar s-au îndepărtat de destinul lor, s-au îndepărtat de individualitate, nu... probabil că au și probleme de comunicare în familie, familia nu i-a învățat sau nu s-a comunicat corect, ceva. Interesant că e și 3, comunicare, 3. Chestiune care ține de comunicare. Au venit niște cărți. Ia uite, 5 de cupe plânge. O fi pierdut pe cineva din familie? Că tot am vorbit de familie. Dar, sau poate este doar de voi. Poate este doar de voi. 3 de interesante cărți. Aici se simte dragoste, se simt multe emoții. Se simte recunoașterea faptului că sunteți suflete perechi. Ar vrea să comunice, ar vrea să vină, da, să se creeze fundația, să comunice, să vină să se creeze fundația prin comunicare clară, care n-a fost până acum comunicare clară. Și acest personaj probabil se pregătește să renunțe la ceva, ori e dor de voi, ori a pierdut pe cineva, ori trebuie să se detașeze de o familie, de cum am zis eu, de niște 5. 5 ținești de marele preot, de tradiție, da? Care l-au ținut într-o zonă de umbră și să-și facă planuri să vină spre voi să creeze o nouă fundație. Și fundația aceasta poate să fie și prietenie. Pentru mine 4 de bute nu înseamnă numai suflete perechi, înseamnă și prietenie. Dar hai să mai vedem. Ce gândește despre voi? Interesant că este un mediu acvatic, sunt multe emoții, ați văzut și voi, 6 de cupe, regele de cupe, multe emoții și 5 de cupe și frumoase și mai puțin frumoase. Asta ce? Dar trebuie să iasă din proiecții. Secretele astea sugerează și faptul că personajul nu știe niște conexiuni, niște legături. Sau nu înțelege. E un secret.
Interesant ce văd acum. Probabil pentru unii dintre voi, acest personaj simte că voi aveți multe secrete, pentru că știți foarte multe. Pentru că aveți puterea să-i transformați și se întreabă cum. Dar păstrez și primul mesaj pe care am zis că acesta trebuie să iasă din proiecții. Pentru că Lynx-ul este un personaj cu aparență vicleană. Și asta sugerează că ține la voi, dar nu arată secret, nu arată. Și trebuie să învețe să se transforme. Doi apare de două ori. Da? Să renunțe la posesivitate și să se transforme și să comunice. Am zis unul dintre el, personajul sau ea, personajul de aici. Ori, dacă știți că e un personaj independent, transformat, non-conformist, cum e această drăgălașă din poză, acest personaj face eforturi imense să iasă din linia de sânge în care s-a născut și să-și creeze calea sa. Vedeți? Ori, dacă nu, dacă știți că încă nu s-a găsit, întâlnirea dintre voi îi va ajuta foarte mult. Probabil că sunt și planete în casa 12-a. O dată ce gândește despre voi, de două ori, trei ori. Ia uite, 9 de spade, griji. Am văzut și cavalerul de spade și acela ar vrea să comunice, dar ce să comunice? Uf! Se face ceva la nivelul inimii. Ea trebuie să-și deschidă sufletul. 10 de monede. Cavalerul de spade, ce gândește? Ia uite, a vorbit de familie extraordinar. Am vorbit de familie și interesant sunt și bobițe roșii. Ce am zis? De stabilitate. Că familia ne creează stabilitate. Prima chakră. Relația cu familia ne va afecta în bine sau în rău prima chakră, să știți. Arbole genealogic. Neamurile, străbunii. Ce gândește? Ce gândește despre voi? Despre voi. Ce simt aici? Iar apare transformarea pe care am văzut-o. Ce, posibil, eu așa simt. Dacă să fie invers, e treaba voastră. Simt că voi, probabil că v-ați transformat. E un mister. E un secret. Cum ați putut voi să vă transformați? Atât de radical. Aveți o forță de regenerare deosebită, astfel de băte. Și aveți și capacități de conducători. V-ați regăsit satisfacția în voi, ați manifestat aceste lucruri. Bucurându-vă de viață și de ce? De spiritualitate. Ați găsit și în tradiții și în non-tradiții, ați găsit soarele. V-ați îndepărtat de frici. Ați crescut spiritual. Așa simt. Așa simt. Eventual ce gândește? Că voi sunteți cei mai veseli din familie, interesant, din familia voastră, sau că sunteți un profesor spiritual care, profesor spiritual, cute, ghiduș, drăgălaș, dar cu mare înțelepciune. Știți, genul de profesor spiritual cu planete, cu jupiterian, ca să nu mai zic, jupiterian și neptunian. Da? Și manifestând aceste înțelepciuni la care ați ajuns, sunt multe feluri și în primul rând prin bucuria de viață pe care o aveți în voi, v-a pus-o Dumnezeu în suflet, ați manifestat dragoste față de voi, satisfacții personale și această capacitate de a vă regenera.
și de a fi inventiv și a adevărat, că de fapt transformarea și puterea noastră înseamnă să te reinventezi. Eu așa simt. Granițe personale, rebeliune și familie. Ați putea să fiți rebelul familiei voastre? Voi ăștia care căutați la cultura orientală să ieșiți din ortodoxie sau dintr-o familie tradițională care nu crede în Dumnezeu, dar crede în bani. Dar e un arbore genealogic. Interesant, m-am încălzit. Oh, ce bine! Așa de rar se întâmplă că sunt friguroasă. Hai să și clarificăm. Ce mai gândește? Poate că ei sunt tradiționali și voi veniți cu această energie nouă, cavalerul de spade, vorbiți despre granițe personale, îi blocați, spuneți ce aveți de spus, vă luptați cu unii, cu alții, inclusiv cu ei, dacă e cazul. Și toate aceste lucruri participă la transformarea lor și a voastră și... Da. Hai să și clarificăm. Clarificăm 10 de monede. Poate unii dintre voi vreți să fiți... Cavalerul de spade, foarte nărăvaș. Mie îmi plac cavalerii de spade, că uneori mă regăsesc în ei. Am zis, o chestie de a fi independent. Probabil că unii dintre voi vreți, ați blocat familia în care sunteți sau ați pus, repet, i-ați mai pus la distanță. Ați pus la distanță niște membri ai familiei, v-ați îndepărtat de ei, vreți să fiți independenți și să vă păstrați terenul. Adică nu aveți nevoie, cu alte cuvinte, de bogății, nu aveți nevoie de ce se... confortul acesta familiar, vă mulțumiți cu bucățica voastră de pământ pe aceea o apărați. Pentru că este a voastră, da? Aici vă regăsiți voi sau începe să manifestați, am văzut magicianul, o nouă cale. Calea voastră. Fundație peste o altă fundație. Dar este o altă, este ceva nou. Trei de cupe a fost clarificat. Cavalerul de spade, te rog frumos, clarificăm cavalerul de spade. Ioc. Ia uite, marele preot. Probabil că le-ați vorbit de spiritualitate? Posibil să fiți, să vă fi întâlnit pe lângă casă, printr-un cer de prieteni, unii dintre voi... Dar cu trei de cupe posibil să fiți a treia roată sau a cincea, câta se zice că este, da? Să ieșiți din contextul acela tradițional printr-o vibrație de asta mai non-conformistă, aș spune. Apar semnale de triunghiuri, amor, dar nu muse amoroase. De ceva în plus, personajul acela care vine nărăvaș, cavalerul de spade, cu discuții despre dreptate, despre adevăr, despre tradiții sau non-tradiții, ortodoxie sau filozofie orientală. Am zis, un profesor spiritual mai non-conformist. Ah, ce-mi place imaginea aceasta. Acum, asta simt. Să fi vorbit despre altfel de lucruri, despre reconstrucții spirituale, dar despre spiritualitate, dar într-un mod artistic, într-un mod drăguț. Să puneți în discuție familia aceasta stabilă sau bucuria vieții, dar nu repet, nu să într-un mod libertin. Nu. Ia, mai dăm o carte, șapte de bete. Ce gândește despre voi acest personaj? Măi, eu asta simt. Cine vrea să citească altfel, să citească altfel. Ce gândește? Roata norocului. Tocmai pentru că ați venit cu această... Eu așa le văd. Marele preot cu cavalerul de spade. Marele
preot înseamnă o viziune tradițională, cu cavalerul de spade nu prea e tradițională. E unori, poate, deși nu cred, cu cărțile pe care le-am văzut mai devreme, dar poate să fiți uneori interpretați ca fiind fanatici, dar de fapt sunteți neconvenționali. Acum, este ceva cu trei de cupe în plus pe lângă acea familie. Am zis, le arătați ce înseamnă. Tocmai pentru că ați discutat despre lucruri profunde, poate că i-ați consiliat. I-ați întrebat, domnule, ești fericit în familie? Cât merge, merge. Păi, dar cum așa? Că, domnule, trebuie să fii fericit în viață, nu? Sau să te strădui, știi? Poate că ei v-au blocat și acum ar vrea să schimbe energia. Dar se vede totuși un șapte de monede și un turn. O separare. O separare care este necesară. Pentru ca unul dintre voi, 7 merge către 8, merge, dar încă n-a ajuns la 8, care înseamnă transformare. Pentru ca unul dintre voi să se transforme. Dacă ei v-au blocat pentru că ați venit cu această chestie orientală, exotic, în care învăța să iasă în evidență, învăța să iasă din, da, să iasă în evidență, asta învățați eventual. Sau poate ei v-au învățat pe voi, vedeți unde sunteți. Unul învață pe celălalt să-și regăsească individualitatea, să-și creeze calea sa. Și repet, dacă o perioadă s-au pus granițe personale pentru că personajul n-a fost pregătit să primească niște lucruri, niște învățături, pentru că s-a legat prea mult de educația familiei, neamului, culturii, religiei în care s-a născut. Acum se dorește schimbarea. Vai, dar ce revelație am de două zile referitor la roata norocului. Vai, abia aștept să încep să lucrez pentru expoziție, pentru că voi face niște chestii cu roata norocului. Este cutremurătoare cât este de intens această roată a norocului, care în momentul în care e în poziție bună cum e acum, duce către lumină, către adevăr, către cunoaștere, mai devreme sau mai târziu. Nu știu timpul, pentru că e și timp divin aici, dar sigur duce. Și faptul că a venit în poziția asta este de bine, zic eu. Ce gândește? Că dacă ei au fost prea tradiționali, voi vă bucurați de viață, spuneți ce aveți de spus, blocați eventual ce vă stă în cale și mergeți mai departe. Blocați, repet, ce vă stă în cale, blocați, să zic, o cale de acces și mergeți pe partea cealaltă, pe drumul vostru. Dar acest personaj, cred că e ceva, are ceva la nivelul inimii. Așa simt. Ia, mai simt nevoia să clarific, vă supărați că mai clarific, trei de cupe. Ia uite, faetonul, da? Faetonul care are și el roți. Aici este și 7 de cupe, de spade și faetonul. Dacă ei v-au pus într-un trio, preferau să fiți prieteni, friends with benefits, și ei să-și păstreze familia, tradițiile, fixismele lor, în fine, și cu alte cuvinte, au trebuit să joace un anumit joc mental, secrete, strategii, să fie vicleni, voi i-ați lăsat în voia lor. În voia lor, nu în voia Domnului. În voia lor. Da. Pentru că sunteți. Nu întâmplător ați ales această cruce. Repet, unul dintre voi este profesor spiritual, celălalt trebuie să învețe, să-și descopere destinul. Voi știți care e destinul vostru? Ați făcut și voi un popas, roata norocului și faetonul. Da? Două cărți care sugerează călătorie. Faetonul merge către stea, da? Către destinul său. Voi ați fost ghizi. Eu așa simt. Dacă a fost invers, poate să fie și invers.
Cât a înțeles bine, cât nu, tot bine. Asta este. Un adevăr. Ăsta e adevărul. Probabil că sunteți flăcări gemene și ați venit cu o energie foarte creativă, foarte îndrăzneață, da? În care ați adus adevărul, creativitate, chiar dacă ați fost în plus, asta e, ați fost în plus. Atrageți atenția, vă vedeți de construcția voastră, de victorile voastre, da? De reușitele voastre. Acest personaj va trebui să înțeleagă. Înțelege bine, nu înțelege tot bine. Așa simt. Dacă îi deranjează atitudinea voastră, eu zic că ar trebui să mai învețe. Hai să vedem care sunt intențiile lor. Deci ar putea să fie gândul, faptul că un gând ar fi că voi vă vedeți de drumul vostru. Pa, pisi, te pupă mama, dacă nu mai înțeles, asta e, mai citește niște cărți, mai, da, măcar de astrologie, de teologie, de filozofie, mai ascultă măcar, măcar ascultă niște emisiuni, ceva, Gaia sau eu știu ce, măcar, nu știu, altfel. Mai sincer, și Trinitas are câteva emisiuni de foarte interesante. Eu mai ascult și Trinitas. Să nu credeți că nu ascult. Nu vă închipuiți că ascult doar tarot. Ar fi chiar culmea, doar tarot și astrologie. Nu. Dar sunt sigură că sunteți câțiva care căutați în cultura orientală, ca și mine. Sunt sigură de asta. Ia să vedem intențiile. Acum, de vreme ce voi vă vedeți de calea voastră spirituală, de destinul vostru, de misiunea voastră, fundație peste altă fundație, ieșiți din fundația în care v-ați născut și vă creați fundația voastră. Și asta învățați. Interesant, justiția. Hop, așa, contract. Aici este un contract, 10 de monede. Contractul cu familia sau și-au făcut familia și asta este. Nu i-am pus eu. Da, ori fi căsătoriți, ok. Dar, posibil, iau de 3 de cupe. Acest 3 de cupe, întâlnirea cu voi. Și, oh, dar ce întâlnire! Cavalerul de bâte, foarte atractivă. Îi scoateți din șabloane. De ce fac eu așa? Cum să explic? Eu fac de multe ori mișc mâinile, dar cuvintele vin după. Uneori și după ce încheie talarea. Îi scoateți din coordonatele lor, asta era, din coordonate, le schimbați coordonatele și nu musai voi, energia cu care veniți, cavalerul de bâte, și pe care o și simt atracție, dar dincolo de atracție sunt multe întrebări. Sunt, e o energie revoluționară, aș spune. Da? 10 de cupe, atracție fizică este, euforie este, idealism, bucurie este și dorința de a manifesta ceva nou. Însă, acești oameni sunt deocamdată într-un contract. Cărțile arată căsătorie sau familie sau un job, da? Ca și a învățat familia să se fixeze pe bani, pe contractele la locul de muncă, da? Și să vă păstrați, să vă mențină friends with benefits, da? Dar asta era păcăleala lor. Nu prea cred că i-ați păcălit voi, dar dacă ei așa gândesc, este problema lor, greșeala lor. O să o descopere pe parcurs. Clarific. Nu clarificăm. În continuare intențiile. Pentru că acești oameni trebuie să se transforme și energia lor este orca. Am zis, trebuie să iasă în acest somn. Dragii mei, una este familia în care te-ai născut și alta este familia sufletească. Și cred că voi chema să-și descopere familia sufletească, familia spirituală. Poate că sunteți și parte din această familie, că iau tot, dragii mei, marea preoteasă și marele preot și cavalerul de spade. Sunteți niște rebeli, dar eu așa simt că sunteți ca mine și iar apare asul de monede și împăratul. Aici e conflictul. Un personaj în contract, un personaj în control și dorința de a vă avea pe voi, pe voi, dacă s-ar putea. Dar marea preoteasă și marele preot, dragii mei, să știți,
Marele preot poate unor să mai fie și căsătorit, dar marea preoteasă adesea este singuratică. Aici e un profesor spiritual, vă rog frumos, confirmați-mi. Rebel ca mine. Frumoșilor. Intenția este. Hai să mai vedem. Nouă de spade. Cred că dacă voi plecați, vă vedeți de calea voastră faietonul și roata norocului, pentru că știți că sunteți mari preoți, mari preotese, sunteți, aveți o misiune, vă știți misiunea spirituală, v-am zis, eu așa simt, vă rog, confirmați-mi că uneori am și eu momentele mele, nu neapărat de dubiu, dar da, vreau să știu care mi-e, da, din această familie spirituală. Intenția, își fac griji, suferă. Suferă. Eventual că în secret, că v-au blocat și blocându-vă, v-au determinat să mergeți mai departe. Credeau că probabil că o să stați. Nu știu exact. Hai să și clarificăm pentru că, uite, regele de monede, căsătoritul. Pentru mine regele de monede e căsătoritul sau personajul obsedat de bani și de tradiții. Iar, că tot am vorbit despre neamul, da? Cel care vine încet, cavalerul de monede, da? Între timp, urmărește. Una alta, iubește în secret. Ar putea să fie o dragoste în secret sau o dragoste neînțeleasă. Mai clarifică Marea Preoteasă, vă rog frumos, cât de cât, deși nu poate fi clarificată, pentru că Marea Preoteasă este o minune judecată. Ia uite, stă și se gândește, asta e intenția, ar vrea să renască. Wow, spiritual. Am zis, voi transformați, dragii mei, vă recomand să citiți cele 40 de legi ale iubirii. Cartea care, una dintre acele câteva cărți, sunt câteva cărți, le număr pe mâna, pe o singură mână, da? Degetele de la o singură mână. Care mi-au marcat viața și mi-au schimbat și stilul de lucru și arta și tot. Și tot. E un moment în care l-am descoperit pe lumii, trăit o viață de un an de zile de binecuvântări divine. De stare de extaz mistic. Deci, intenția lor este să judece. Și justiția judecă. Dar aici este o judecată, dragii mei, aici este o judecată după repere umane, pentru că și 10 de monede, da, aici este și păcălalea, da, proiecțiile despre care am zis. Și voi v-ați văzut calea, da? Voi? Pa, ați plecat. Pentru că nu se poate să trăiți în așa ceva. Friends with benefits? Cu cine, mă? Cu Marele Preot și Marea Preoteasă? Hai, pardon. Hai, pardon. Cu persoana care îi trezește la o nouă viață? Friends with benefits? Hai, mama mia! Așa, justiția. Justiția trebuie să se echilibreze, să cântărească, să gândească. Da, caută. Două cărți care caută adevărul. În forma lor. Judecata în plus este energia aceasta plutoniană, nu doar Venus sau Mercur. Este energie plutoniană care îi fac să simtă că trebuie să iasă. Ia uite, aici dorm. Interesant, vedeți, aici dorm. Ăștia sunt ei, teoretic, sau? Teoretic așa ar trebui să fie. Personajul care se gândește la voi, care gândește asemenea cărți. Și voi îi treziți, ia uite. Cine cuvântează? Cavalerul de spade, Marele Preot. Marea Preoteasă vorbește și ea, din când în când, cu metafore, cu substrat, cu aluzii. În acest motiv este neînțeleasă. Nu creează iluzii, ci aluzii. Dar oamenii nu înțeleg. Interesant că aici este un chip feminin. Aici este un chip feminin. Voi îi scoateți din tradiție. Fundație peste altă fundație. Fundația veche. Da? Mutat într-un alt loc, de fapt nu mutat, renunțat la acest patru, împăratul pe care l-am văzut, prin transformare, moarte și renaștere, își poate găsi stabilitatea într-o altă formă, pe o altă cale. Da? Nouă de spade.
Ia uite, 10 de cupe, visează, începe să se gândească că bă, s-ar putea să fiți fericiți împreună. Dar cum? Gândesc ei, judecă. Valetul de bâte își face grijă, ar vrea acest personaj, intenționează să vină să comunice cu voi. Să inițieze ceva, dar își face la grijă, nu se poate povesti. Pentru că voi, iar au picat cărțile pe jos, probabil voi vă duceți pe calea voastră. Am zis. Dacă vor să plece ei, este problema lor. Măi, dar de ce nu vrei să ieși? Ce bine că o să vedeți. Ia uite cum. Dar ceva a picat, un tur s-a întâmplat, o separare, clar că prea au picat cărțile. Uite-mă și astea. Doi de spade și șase de cupe. Tăcere este. Tăcere din cauză. A fost tăcere, da, clar. Și turnul, că dar au picat nu știu câte. Voi ați plecat, eu așa simt că voi ați plecat. Poate că și ei au ținut tăcerea, poate și ei, probabil că și ei nu au comunicat corect. Doi de spade ceva arată că a fost blocat. În aceasta am zis, sunteți suflete perechi, v-ați întâlnit ca să îi treziți. Să-și aducă aminte, interesant, să-și aducă aminte cine sunt. Ce am zis mai devreme, da? Una este familia în care s-au născut, alta este familia sufletească, spirituală, din care fac parte. Poate că nu aveți amintiri cu ei în trecut, dar simțiți că ceva este și că trebuie să cunoască și să se cunoască, să se recunoască și să vă recunoască. Doi de spade. Da, își fac griji mari. Intenția este să vină să comunice, dar își fac griji mari. Posibil își doresc să vă împăcați, șase de cupe și judecata, ambele sugerează împăcare după eventual o perioadă de tăcere, de blocaje. Dar blocaje am văzut la șapte de monede, de bâte, granițe personale, iar șase de bâte, de două ori șase de bâte. Se dorește victoria, măi. Ia uite, se dorește victoria. Doi de cupe, sunteți suflete perechi. Trei de cupe, uniune împreună, da? După o perioadă de așteptare, asul de cupe, a început dragostea, da? Și urmă a stat pe loc. Pentru că personajul acesta are multe, multe de învățat. Eu așa zic, dacă greșesc, corectați-mă. Dar dacă e ceva, nu cred că eu greșesc. Și nici tarotul nu cred că greșește. Eventual sunt nuanțe care pot fi descoperite în timp. Această etalare a fost întreruptă la numărul 3, din cauza lor. Am întârziat, altfel era gata de acum câteva ore. Iar Marea Preoteasă, secrete, mister. Or fi și secretele lor în familie, dar voi le intuiți, știți că acolo s-au păcălit. Și plecați, am zis, faetonul își vede de calea sa. Interesant, faetonul asta îmi sugerează și o chestiune cu mașina. Știm că faeton înseamnă mașină, da. Ori întâlnirea voastră, ori plecarea voastră are legătură cu mașină. V-ați luat mașină? Așa, în fine. Ia uite, eremitul. Și cu doi de spade este tăcere. Și șase de cupe. Sunteți. V-ați mai întâlnit undeva cândva, dar acest personaj trebuie să analizeze. Probabil că e obișnuit să ofere și tratament la acela silent treatment, da? Silent treatment. Până judecă, până decide. Judecă și decide. Și dă un verdict. Acțiunile lor. Acțiunile lor în această perioadă. Ups! Băi, Marea Preoteasă nu e acțiune, mămică. Nici puterea nu e acțiune. Dar puterea sugerează, da, că acest personaj se transformă. Eventual. Ar fi bine, ar fi frumos. Marea Preoteasă.
Acum s-a mutat Marea Preoteasă pe această zonă, după cum vedeți. Voi știți. Trebuie să învețe și ei să înțeleagă ce înseamnă karma. Asta trebuie să înțeleagă ei. Ce înseamnă karma? Justiția este karma. Familia este karmică. Familia este karmică. Acolo sunt plăți. În momentul în care ți-ai rezolvat plățile, poți să te duci pe calea ta. În fine. Hai să le iau așa. Eventual în secret se transformă. Poate că sunt lupte interne acolo acasă și despre care nu știți. Ba, știți că sunteți Marea Preoteasă, intuiți. Ar vrea să înceapă un nou capitol, să vină spre voi și să muncească, dar mai sunt niște lucruri de lămurit, de înțeles, de simțit, clarificat, adică nu mai clarificat. Deci cum acționează? Cum acționează în această perioadă? Ah, ce frumoasă imagine! Ce simt aici? Am senzația că se luptă cu ei, că vă văd când au ochii închiși, că vă văd pe voi. Se luptă cu această senzație. Acțiune. Probabil că încearcă să se conecteze la voi. Mai. Șase de cupe ar putea, cu șase de cupe ar putea. Ia uite, împărăteasă. Hai să zicem că împărăteasa, totuși reprezentând un trei, ar putea, da, să confirme dorința de comunicare, de mărturisire a unor griji, a faptului că recunoaște că în această perioadă de tăcere, înțeles că e o legătură profundă între voi, să vă confirme că sunteți o femeie divină, da, femeie divină, împărăteasă, judecată, mare preot și mare preoteasă și rebelu, da. Dar nici aceasta nu ține prea mult de acțiune. Uite, și marele preot iar. Nu știu, o speranță că veți fi împreună, dar nu apar cărți active. Împărăteasa reprezintă creștere, reprezintă dragoste, reprezintă valoare, reprezintă tot ce e mai bun, da? Conexiunea la natură, la natura noastră interioară și exterioară. Dar nu sugerează acțiune. Asul de cupe. Și acela e frumos. Ar putea să sugereze o împăcare, vindecare, dragoste. Dar iar nu este acțiune. E un as. 10 de spade e undeva în spate. Și o regină de monede, o soție, o mamă, o figură tradițională ar putea să fie. Care probabil că nu intenționat a produs suferință și acest personaj vrea să se libereze de suferință, dar e problema lor. Dacă voi sunteți cei care i-ați lăsat, posibil v-ați simțit trădați pentru că n-au fost sinceri. Aici n-au fost sinceri. Da? N-au fost corecți. Justiția peste 7 de spade. Bre! Și atunci ați plecat-o tu ca către drumul vostru. Puteți să fiți chiar voi aici. Da? Cunoscându-vă valoarea. Pentru că n-au oferit reciprocitate. Da? Voi vă știți valoarea. Aveți de strălucit în lume, nu să stați în gânduri și în blocaje mentale. Și ei știu. Au început și ei să intuiască, au început și ei să înțeleagă. Pentru că s-a produs declanșarea, trezirea. Ia uite, i-ați șoptit la ureche, dormeau. Somnul rațiunii naște monștri, dar nu e vorba de rațiune, este un alt fel de somn. Da, iar cărți care nu arată mișcarea. Totuși clarificăm împărăteasa. Clarificăm împărăteasa. Fuga. Regele de bâte. Ar fi, să zic, masculin și feminin. Simte pasiunea, ar vrea să vă cucerească. Meritați. Dacă voi nu meritați, cine să mai merite? Da, ar vrea
să ofere stabilitate, să se bucure de stabilitate împreună cu voi, că ea are atracție, se simte bucuros, simte că aveți o valoare, simte că poate să crească. Dar ar trebui să învețe să se iubească, voi oricum știți să vă iubiți. Regele de băte ar fi într-adevăr o chestiune care ține de acțiune. Ar fi. Dar e un pic cam prea sexy, prea încrezător, așa, nu vă supărați. Când vine regele de băte la împărăteasă, mare preoteasă și mare preot și judecată, ia uitați. Ia uite așa aici, da? Și acest personaj vine sub formă de rege de băte, nedistractiv, adică regele de băte e micuț pe lângă ăștia, 1, 2, 3, 4, da? E micuț. E, și tu, un regișor. Da, Riga Crypto. Riga Crypto, Riga Crypto. Ia uite soarele. De trezire spirituală, vrea să fie fericit, fericită cu voi. Dar... acțiunile lor. Da, și-ar dori să vă cucerească. Dar dacă vine cu ego, să lasă ego în spate. Că în fața voastră nu se poate cu ego. Și au fost minciune, au fost secrete. Știți? Le intuiți. Nedreptăți, chiar. Clarificăm asul de cupe, totuși. Vine și acolo cu o porție de ceva bombon. Vai, ce tortă am făcut, Doamne, am mâncat câte două felii, trei pe zi. Am făcut și eu tort după ani de zile, n-am mai făcut tortuleț. Ce cremuță am putut să fac. Cavalerul de spade, în sfârșit acțiune, totuși, da? În sfârșit, cavalerul de spade, vine iute, dacă nu pe motocicletă, călare pe leu, pe ce-o fi. Arcaș, arcaș. Pregătit să țintească. Da. Va fi o acțiune impulsivă. În momentul în care va veni, va fi o acțiune impulsivă. Aș spune așa, invers de fapt. Eu așa aș spune. În momentul în care se transformă în secret sau transformându-se, vă vede, simte, conexiune, primește un mesaj de la divinitate, eu așa simt mai degrabă și începe să simtă eu de fapt iubesc. Fac, m-am îndrăgostit. Da? Ce gata, fuga, că dacă a plecat să prind din urmă, iau motocicletă, ați văzut că de multe ori conduci cu mașina pe DN sau pe unde conduceți autostrada soare răsare, da? Și trec ăștia cu motocicleta, fuga, fuga. E mai iute, da, decât faetonul uneori. E mai iute decât faetonul. Însă, diferența e că faetonul își cunoaște traseul, își cunoaște destinul. Faetonul se duce către stea, da? Și așa ar spune, că e asul de cupe, da? Și apoi creșterea. Creșterea și cucerirea Marii Doamne. Sau poate să fie și Marele Domn, dar... totuși o energie masculină. În sfârșit apare o energie masculină. Aici trebuie să-și facă curaj, iar. Să-și facă curaj. Ce fac? Mă duc să nu mă duc? Ce fac? Și pe urmă când își dă seama că pierde, că se trece prea mult timp, că se face distanța prea mare între voi, că voi v-ați dus tutuca către misiunea voastră, opa, stai să-i prind din urmă. Dar repet, fără ego, dacă vine cu ego, vai de ei. Da, cam atâta. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și mai dați și voi like-uri dacă vă place. Da, vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.